Salut! Noi suntem Cocolix și bine v-am găsit la House Flipper 2. House Flipper 2. House Flipper 2. Oficial s-a lansat! Deci, în primul rând, noi am început House Flipper cu Cocoscioabă, mai țineți minte? Este cineva aici de atunci. De găini, stăteau porcii cu noi în casă, capul aveam la etaj, capul aveam pe calorifer. Deci, efectiv, era coteț de găini, aveam porumbei pe acolo. Și de atunci tot ne jucăm House Flipper, deci este jocul meu preferat. Plus de episoade și Cristina, ia întoarce să vezi în House Flipper 2 cum începem noi în 2023-2024, când o să dună 2024. Hai gata, lasă-mă pacea, vreau să văd odată. Vreau să văd că-s curioasă. Apreciem foarte mult un like la acest video, deoarece Cristina avea reacția să-și vadă Cocosceaba nouă din anul ăsta. Vreau să văd și vreau să văd, că n-am văzut nimic. Odată cu Cocolix și ne uităm împreună, da? 2, 3 și... Mamă, flori aromatice. Mamă, deci asta e cea mai varză casă din tot jocul. Asta e cea mai varză. Serios? Și e super fain. Ia uite, mamă, ce fain e grafica. Uitați câte flori noi. Mamă, deci flori noi. Ce superb, bă. Asta e... cea mai varză casă, uite și ce vilă. Da, mi-a zis ăștia la House Flipper, am vorbit cu ei personal, am stat cu ei oră la telefon și au zis, asta e Cocosceaba cu etaj, dacă îi place Cristinei și are și garaj. Oameni buni, și avem aici tot ce vrei, uite, leagăn fain, poți să mă pun în el? Da, normal, că pot să... Nu mă lasă. Ai proaspăt lăcuit de aia. Aici grătar, dai cu murdar, dar adică Cocosceaba asta trebuie renovată, dar e bună, știi? Deci e practic același teren care era și la Cocosceaba noastră originală. Da, mă, pe de acolo începe. Uite, aici avem cuțe. Vai, căsuțe de cățeluș. Și aici eu mă pusesem să culeg mere, dar le-am lăsat. N-am avut timp, că s-o ocupată. Mamă, ce faină. Aici avem o mică terasă. Chiveci dintre ăsta. Și aici ce avem? Nisip pentru copii. Se joace și Carolina. Ce faină. Chiar dacă este așa puțin murdar și folosit și vechi, nu știu, mie îmi place, arată foarte bine. Aici nu știu ce chestia asta. Curentul? Ah, sculele tale, la ce locuiești și tu aici? Aici avem gunoi selectiv, da. Deci o pungă. Aoleu, deci că-s niște chiloți. Da. Hai să intrăm. Sunteți pregătiți să vedeți grafica? Futurul Cocosceabei. Mama, aici avem un... Aici papuci, da. E foarte îngust holul ăsta. De lasă să vină aer, că mi-l lasă în casă. Mamă, ce îngust e holul ăsta. A, da, ce da pe ai de capul meu. Mă așteptam să fie mai mare. Bă, chiar că este foarte mic. Uite, n-ai spațiu încât îți pui ăsta pe sus. Știi, când îl folosești, îl pui jos și când nu îl pui pe masă. Să-ți mă House Flipper 3, ce castel o să avem. Da, eu deja văd aici. Deja în viziune. Sparg toți pereții ăștia. Ați pus. Te deschide-l. Da, de fără Cristina, altundeva să-l pui. Unde să-l pui? Aici acolo sta. Da, ne? Open frigiderul, să ținem. Se deschide frigiderul? Se poate deschide și frigiderul. Ce, nu se poate deschide House Flipper 1? Nu, e prima oară. Este făcut pentru noi. Mamă, ce tare. Au ăștia ceva pe aici? N-au, că e veche. N-au, că e sărăcie. Nici aici n-au. Au ceva. Ca la Lamborghini se deschide. Au și gunoi? Nu, au dus gunoi, măcar bine, mă. Asta e geamul ăsta, nu am văzut curățenia viața lui. Hai, de bine, ce avem? Mamă, aici spălătoria. Spală cineva. Spală hainele cu săpun. E o cameră, salonul, tot salonul. Ce salon, mă? Salon, camera asta. Dar ce atâtea holuri și chestii? O cameră secretă. Crezi tu? Da. Nu, aici cred că a fost un tablou ceva. Da. Oh, ce mizerie. Mamă mia. Pare că casa asta. Aici garajul. E interesant garajul. Eu sincer nu știu dacă vreau să fac curat aici. Bă, da, și e cam mic și înghesuit. Nu, mă, eu gaming, e prea înghesuit, adică gaming, e cam frumos. Îi place. Grafica e super faină. Îmi place că sunt obiecte noi din câte văd eu, adică totul e nou. E forță. Totul e forță, da. Am pus ca să închid ușa de la miros. Și pare foarte realist. De aport și ochelare, pentru că grafica este foarte șmecheră și că Felix a zis că nici măcar n-a dat-o la maxim. Nu, n-a dat-o la maxim Felix. Și asta e, să vedem aici ce este. E pește maxim. Aici e în construcție, aici o să fie camera copilului. Aici trebuie să pui așa. Aici e dormitorul. Matrimonial, pițos, așa. O fostă piță, cred că o locuit aici. Da, din spălata. Dar e interesant. Să văd baia matrimonială. Pare foarte realist. Dar arată destul de bine, uite cât e igienică. E bun, e bun. Văd baia matrimonială de aici, în dreapta, în spate tău. Tai, uite, că deja m-am rătucit. Aici. Baia matrimonială. Aici e dressing room-ul. Băi, e super aglomerat totul. Da, că e Cocosceaba. Știi? Frumoasă de afară, dar în interior cam mică. Aoleu, eu ies. Nu, du-te că Am amețit, mă! Puteți să mă duci ca să luăm un job, să facem și noi, să nu ne dă scule. Ai, stai, dar uite ce frumos e la vecini! Da, vecinii o duc mai bine. Au și flori pe geam, noi nu avem flori pe geam. Dar dacă dăm aici la cumpărat, nu găsim vreo casă pe care să o cumpărăm? Una mai mare, Felix. N-ai bani, trebuie să facem rost de bani în joc. În episodul următor o să fac rost de bani, vorbesc cu cineva și îmi dă bani. Intră acolo la laptop și dar unde e laptop? Aici pe masă? Dar măcar vreau să văd ce e de cumpărat. Uite ce fain e marmura asta, ce-o fi granitul. Ăsta e orășelul? De la House, sus, da. Sus, dragoste unică. Acum. Owned și for purchase, unde sunt? A doua. Aici? On sale, nu-i nimic la reduceri. Și aici, dar mai începe jocul, nu se vinde deocamdată. A, este singură căsuță. Aici nu știu care e faza. Suburbiile, asta e casa pe care o avem acum. Da, nu stăm așa. Bun, ia-te store sus. Aici la store? Vrei să mă duci la magazin? Aici poți să cumperi tu, mamă, ce-i place. Ei, ce fain, trebuie să învățăm așa meniul foarte bine, pentru că dacă a fost să pune construs, facă serii cu House Flipper. Bă, aici poți să-ți construiești, dar cred că și în celălalt poți. Uite, mamă, Felix, asta e pentru tine, mă, asta e chestii de bărbați. Ia de ușa, că ți-ți plac ușile. Asta e să vedem. Ma, ce ușa aici, așa. Avem și uși de garaj. Da, deci uși de garaj. Ia uite. Nu sunt foarte multe din câte văd eu. Pentru că sunt la început. Mamă, ce țeți văd aici, asta e. Și boiler. Mamă. Da, deci jocul abia a apărut. Nu, nu a zis că se pune pe parcurs ce te jos să dai în loc și o să vorbim cu ei să nu. Da, am înțeles. Ia uite. De puțin pe hartă. Dar spine. Ce e asta cu curcubeu? Ai de metalic. Și unde putem să punem asta? Nu se vede așa, întoarce-o. La soare se vede așa. E la soare? Bă, mă duce, ne costă toți banii, numai o bucată. Băi, de capul meu. Bă, niște bani, te rog. Stai să văd, nu știu cum să mă duc, beau beac. Va trebui să învăț meniul. În laptop, într-un laptop. Ne ducem în laptop și trebuie să ne ducem aici la lucru. Uite, ai două mail-uri. Ia să vedem ce avem aici. Deci, așa sau următoarea? Aici, că se mută ăștia. Da, nu știu care. Sau următoarea, avem gen două. Ce rău frumoasă magazin. Bing Angel. Hai aici, că e fain. Deci uite ce zice aici. Vreau să vând această casă, dar este foarte miros, urât, nu intră nimeni în ea, știi? Și am nevoie pe cineva ca și Cocos Cristina. Să curețe, vede talentat la curățenie. Și își face bine. Și am nevoie de cineva de interior de design ca să facă, dar să nu fie foarte mult preț și să nu fie foarte multă aglomerație, da? Deci mergem pe minimalist, cum îmi place mie. Geamurile, secunda care intri că miroase urât și să speri și geamurile că nu știe pe ele, știi? Și un racun e acolo băgat așa, un raton. Serios? Trebuie să avem grijă. Cam acolo băgat. Haide, begin job, că ne dă bani. Și da. Uite, ce urmează să ne dea bănuți. Da, deci eu mă bazez pe tine că tu ești... Uite, ăsta e ratonul. Aia e casa. Da, e frumoasă. Bă, e faină. Și am mai dat câteva sfaturi. Deci dacă este cu galben, înseamnă că sunt quest-uri acolo, da? Da. Și dai pe ea. Bun, mă. Uite, acolo e quest. Deci, uite, ăsta se puțin în turul casei, e galben. O, e cam frumos. Uite, aici e spațiu de mașină. Da. Avem și maci. Aici... imediat mă pun să vând aici. Stai să... collecting trash. În pungă, așa. Deci stăm cu punga. Da. Uite ce fain. La picioarele te piegi de el, așa. Uite, aia nu se poate că e carte. Aici trebuie să dau cu mopul. Uite, deja am făcut un... Dar și ce să fac, mă, dacă ăsta le ia și umple două chestii și deja aruncă? Ăsta nu știe că punga de gunoi se pune până la maxim. Da, mai intră mult. Cam atâta, cred că nu? Da. Collect trash. Close bag. Close bag. E stânga. Click, dar încă nu-i gata. Știi că nu te lasă să o închizi dacă nu-i plină. Bun, atunci vezi dacă mai pe aici ceva. Stai să vedem, uite așa. Așa, ce faci cu asta? Mamă, aici e un quest. Aici e un quest. Click dreapta pe el. Am stat, dar mi s-o luat. Click dreapta. A, uite aici. Nu mă, click dreapta. Stai mă, că nu știu cum. Click dreapta. Du-te în spate. Click dreapta. Numai că a dispărut. Click stânga. A dispărut. Click. Apasă pe rând. Ce vrei să fac, bă? Pe Q. Pe Q? Faza este că... Du-te în spate să apară din nou. Acum... Uite, ăsta trebuie să-l dai. Dă-i click dreapta. Stai mă că dispare. Click dreapta. Așa și acum ce faci? Spală. Nu știu, dar eu mă pun aici să spăl. Mamă, și duce și Cristina la din nas. Nu e din nas, mă, cine au încercat aici să facă slime. Dar tot cu aceeași cârpă. E din aia de firmă. Și se spală cu ea, mamă. Prima dată am dat cu perea și acum dau cu prosopul. Așa, ia punga de gunoi și ia ăla, cum se cheamă, la spart și după aceea pune vaza asta frumos. Punga de gunoi. Și ia ăsta. Ia ăsta spart. Da, și închide, ia alege mâna, da? Așa și luăm mânuța și punem ăsta undeva. Oh, stai! Ce se întâmplă? Pe bucăți poți să le iei. Ce? Mamă, deci poți să pui tot ce vrei cum vrei. Deci așa mai șmecher. Deja îmi place. Uite, vreau să iau niște maci dintre ăștia. Nu se pot rupe să ne punem în vază. Acum, mai încolo. Apasă pe tab, ai quest-uri. Pe tab. Uite, zici așa, curăți gunoiul și curăță petele. Ești formidabil, ai curățat partea asta, ești foarte mulțumit de tine. Foarte tare. Deci, ai foarte mulțumit. Am curățat toate petele, deci, tot gunoiul. Perfect. Acum hai să mergem în căsuță să vedem ce se întâmplă aici. Ah, dar de ce nu fac și ăștia mai mari? Vreau să vă lăsat deschis ușa și vine. Aici să aprind becul. Și vin mirosul de ușa. Ce tot ai, mă, cu mirosul? Lasă că n-avem spațiu de ușă. Mirosul de ușa. Stai că ăsta trebuie să-l ridic de aici, da, să-l punem frumos. Uite, va, unde așa avem spațiu. Și, acum, și aici ne luăm perea asta și începem, mă. Și începem. Până îți permiți umul, până am o cârpuliță, așa zic, începe de jos, știi? Mamă, dar cât ea ca să face, ce nu cred că trec cu pe cea o gâscă? Măi, nimic dacă trebuie să frec la jocul ăsta, așa că m-am grăit din alea de șmeche. O să ai data viitoare. În primul rând, tu vrei să faci mușchi, vrei să ai mușchi la mâinile tale. Da. Dacă vrei să ai mușchi, curăți acolo. Uite, și pe masă, că mai degrabă pun din prima o podea nouă. Ce pe prim bucată? N-ai bani de o bucată. Ma. Uite, de exemplu, ți-o la bani deoarece ai cumpărat cârpa. Aveai 500, acum ai 500. Du-te, fă bucătăria mică prima oară, că e mizerie multă bucătărie. De exemplu, geamul ăla te deschis. Dar în primul rând, uite, eu vreau cu coșul de gunoi așa să arunc toate chestiile astea, că poate să nu ne tăiem, știi? Trebuie să avem grijă. Să o lași acolo. Așa. Trebuie să sper, mai gunoaie. Nu pot să arunc tot, să vând tot și să pun nou. Da, nu mai da click stânga, că le leși coșul de gunoi, de-aia se umple repede. Nu mai da click stânga! Păi și altfel cum să colectezi? Click dreapta. Nu! Cu click stânga se colectează. Dar se umple repede, nu știu gunoaiele astea. Da, știu, unele sunt mai grele decât altele. Uite, asta tot gunoi. Mai este pe aici vreun gunoi? Mamă. M-am obișnuit în House Flipper să avem numai vile. Știi? Bun, și peștele ăsta am crezut că e murdar. Nu, uite, cioburi pe jos, plin de cioburi. Aoleu. Stai să vedem și astea. Ciudat în House Flipper că pungele le lași pe jos, le duci afară. Da, știi? Tu vindeai acolo cu o șmecherie. Dar cred că la un moment dat îți cumperi, cred că încep cu punga de gunoi și după aceea îți cumperi laserul ăla. Laser? Ce laser? Nu mai ții minte cu laserul ăla vinzi în House Flipper. Ah, da. Măi, e destul de drăguț. În camera asta, în mini-salonul ăsta, dar... Știi, uite aici, trebuie să dăm puțin cu cârpa. Dar nu înțeleg cine o vlucuit aici. Cred că foști chiriași. Da, chiriași nu a fost de treabă, eu îi știu din vedere. Și nu a fost de treabă chiriașia. Știți, când plecați de undeva din chirie, trebuie să lăsați frumos, mă, că vă reprezintă. Da. Uite-te. Uite, tu poți să dai pe tab și arată în camera asta ce trebuie să faci. Dar să știi că îmi place, pentru că în celălalt nu puteți curăți canapelele. Da. Știi? Și trebuie neapărat să le vinzi. Tab. Da. Și aici zice ce trebuie să faci aici. Nu, trebuie să vând. Hai să vindem pești, toate astea, da, chestiile astea de vândut. Tab. Bun. Tab. Așa. Tab. Încă o dată tab. Nu, click dreapta. Doar. Click dreapta. Ăla de vândare. Ăsta, flipper-tul, da, ăsta așa. Ce zicea peștele. Da, așa. Doi pești, nu vinzi altceva. Ce mai zicea? E un pește pe masă. Da, doi pești și chestia asta cu live, love, love. Asta e livla, asta e. Așa. Și pe canapeaua, să nu vinzi canapeaua. Deci doi pești. Uite, îți arată ce poți să vinzi. Așa, vaza asta, cutiile astea. Și alți pești. Vezi că mai e un pește acolo, de-a spatele televizorului. Mai este încă unul? Dar nu ăsta, nu Felix. Da, apasă pe tab. Uite, mă, al doilea pește, știuca. Asta chiar e știucă. Și ăsta, peștele ăsta, nu-i place. Și uite și asta trebuia să o vând. Da, și uite mai cu pește. Și peștele ăsta. Și mai apasă tab ca să vedem. Mai de vândut o vază și vaza verde și chestia asta, nu știu ce e, vâslă. A, vâsla asta. Și vaza asta verde, parcă era, nu? Nu, te lasă, îți arată X la ce poți să vinzi. A, ok. Vaza asta. Asta nu vrea să o vând. Bă, și asta, vedem. Bă, deci dacă vând chestii pe care nu trebuie să le vând. Și uite, mă, că mi-au crescut bănuții. Hai să le vinde la ăștia toți din casă. Nu, lasă, că e nesi. Nu ne lasă. Pune televizorul frumos, Cristina, că nu știu de ce. Crezi că pot? Da. Uite, mă, că poți să-ți alegi perfect unghiul. Stai, rotate. Mouse. Da, încerc, uite, dau scroll și nu merge. Nu, stai puțin. Vezi? Deci noi încă suntem noi aici cu instrumentele, nu știm exact cum să le folosim. Dar lasă-mă că nu mă pus nimeni să-i mut televizorul. Nu, că rotesc, știu. Poate le place așa. Ai reușit? Da, pe scroll, da, uite. Dar de la tine de ce n-a mers și la mine n-a mers? Pentru că eu sunt gamer și lampa aia care așa, vreau să fim cu lampa asta în viața asta. Nu, vreau să o punem frumos. Așa, uite, vezi, așa. Mi s-a blocat. Așa. Stai! Vreau să-i găsesc poziția perfectă. Aia pasă pe tab, ai făcut totul în camera asta. Da, mă, am făcut tot. Deci, mulțumită lumea. Am făcut tot. Geamul ăsta în spălată și mai spăl 4 pete. Unde? Care sunt spălate? Că este curat. Dă-i cu cârpa pe el să vezi dacă trebuie. Poate la bucătărie. Uite puțin pe tavan, cu cârpa aia, că nu știu. A, uite aici. Acum iarăși mergem pe manual. Că la celălalt House Flipper Atât geamuri am spălat, până acum ne-au dat o chestie și numai ape. O, ai de mine, tu strălucește. Și numai ape și deja e gata. Păi da, pui, dacă Cristina îți cumperi upgrade-ul, la un moment dat o să ai Mercedes din asta, așa. O cârpă Mercedes, nu? Mercedes. Cred că astea sunt curate. Da, uite puțin pe tavan. Să vedem. Uite, zice că mai trebuie să faci stains. Ia coată unde spetele. Windows. Aici, mă, am făcut tot, uite-te. Da, mă, dar uite sus stains, de la stains sus. A, cred că avem pe unde? Pe jos, nu? Sub canapea, cred că am văzut o bucată. Aici la intrare, stai să vedem. Sub canapea? Nu, nu este. Bă, las că nu se vede. Uite aici. Nu că asta are legătură cu astea, păi aș zicea și noi. Da, totul e de la parter. Nu, nu, puiu. Nu, asta e la fiecare care... Apasă aici tab să vezi. Vezi, aici arată alte lucruri. A, înseamnă că aici erau undeva niște pete pe jos și eu nu le-am văzut. Le vedem la sfârșit, și ne lasă. Sigur le-ai făcut când ai călcat. Nu știu, vă rog frumos să ne răspundeți. Hai să facem aici așa curățător. Stai să fac aici, că asta parcă e mai greu, știi, asta cu cârpa. Vrei să faci bucătăria? Ca să te termin cu bucătăria, mă, că și omul ceva, știi? Dar nu știu cine a mers aici, mă. Asta e de la raton. A, ratonul ăla. Ratonul a intrat și a făcut aici mizerie. Auzi, tu vă să vezi ce vă să vinzi, că nu ca să vinzi, nu poți să vinzi, știi? Ok. Uite, așa vindem totul ce apare cu galben, nu? Ok. Mersi că mi-a dat o steluță. Vezi aici ce poți să vinzi. Uite, ăsta e urât. Nu-i place. Și știu că așa, sus, de pe sus. Asta așa e învechit. Așa, nu-i... Tablourile astea sunt urâte. Băi, am impresia că am văzut mai mult decât trebuie. Nu, nu, știu că așa. Sigur. Ia. Și acum trebuie să luăm așa. Coșul de gunoi. E mulțumit omul. Ia să vedem. Da, mă, e mulțumit. O pată mai, încă o pată mică. Unde o fi pata aia? Așa, să fie cu pata. Vă vedeți că eu nu o văd. Fă și bucătăria, că acasă. Hai să facem aici și bucătărioara. Hai să vindem mai întâi. Tot ce pot te las așa, dai așa clip pe toate. Tot ce poți să vinzi. Ce pot eu să vând aici? Poți să vinzi ceva? Nu, nu vreau să vând nimic. Doar pete, ai o tonă de pete. A, multe pete. Bine, hai că ne punem aici. Bă, ce-mi place slipper-ul de Cristina, este ca un slipper, dar mai fain. Nu, să știi că și House Flipper original este super fain. Mi se pare mai spațios, dar la ăsta parcă grafica e ceva mai îmbunătățită, chiar știi, da, cu mult. Da. Și pare așa foarte realist, adică aici chiar trebuie să dai cu peria peste tot. Da, geamă. Cred că am făcut aici tot. Două pete. Mai sunt două pete mici. Nu știu unde, nu știu, văd petele. Până nu ne da upgrade-ul ăla cu harta, nu o să le văd, știi? A, gata, ai curățat tot. Vezi, ți-am zis eu că văd toate petele. Ok, și ia spală și dă-i cu... Perfect. Bun, hai să vreau să găsim ratonul. Hai să vedem în cameră, asta. Nu, asta e vară, nu închide ușa că vreau să... Dar ce gard roz, mă, noi n-avem așa ceva gard roz în House Flipper. Aici e ceva, apasă pe tab. Hai să vedem, aici deci, trebuie să vindem tot ce ține de pește. Pești și tot pește. Hai să vindem toți pește ăștia. Așa. Vindem aici. Ăștia. Nu mai vrea să mai fie pescar, gata. Ia de tau. Am vândut tot ce s-a trebuit de vândut. Și vreau să facem 5 stele, de ce mai în altă casă, altă cameră? Ok. Uite și în asta mică. Hai să vedem. Vezi ce poți să vinzi? Uite așa peste tot. Hârtie igienică, roz. Bine, dai tab să vezi că nu vezi nimic. Nu trebuie să vând nimic, trebuie doar să fac curat și să spăl geamul. Hai să spălăm geamul, dar aș vrea să-l închid mai întâi. Și cu perea asta. Dă-i cu ea, asta poți să speli și toaleta și tot. Bă, asta cred că trebuie să speli din exterior. Din exterior, Cristina. Spală interiorul. Știi? Mamă, ratonelul ăsta. Eu vreau să-l găsim. Sigur e prin casă undeva. Arăta că ar fi cumva pe copac, știi? Hai că mergem la copac după. Hai să vedem dacă reușim aici. Vreau să faci 3 stele, ca așa îndeamnă admult. Bă, ia să vedem, am luat toate petele. Windows și trash, da, Windows și trash. Super, hai să luăm gunoiașul. Le lași în casă gunoaiele ca așa frumos. Nu știu, că tot îți dă stele. Stai, mă. Cred că apeși pe ceva. Crezi tu? Da. Da, și când vreau nu pot, știi? Hai, mă, că e Cristina. Stai să vedem, uite, deci tot dau click, știi? Și la un moment dat, uite, trash 12 din 15. Mai sunt niște gunoiașe, care o fi? Astea? Nu. Uite asta pe jos. Sunt gunoaiele astea. Vezi dacă în baie, nu știu. Eu nu văd că ar mai fi. Sigur este sub gunoaie celelalte. Da, atunci hai să le luăm de aici. Uite, aia era, vezi? Uite acolo. Asta. Și mai sigur sub gunoi celelalte. Și tu du-te acolo. A, putem să punem gunoi în gunoi? Așa, da. O, nu. Ba, da, pot. Și ăsta, cred că ar mai fi. Lași pe mine, uite, așa gunoi în gunoi? Nu, e doar o iluzie. Am crezut că se poate, dar nu se poate. A, uite, acolo mai sunt niște gunoaie. Gata, mă, cred că am făcut tot, nu? Deja doar să spelgeam pe exterior. Da, hai să mergem. O, aici au spațiu de depozitare cu grătar. Și acolo cred că e ceva, un quest. Da, mergem și acolo. Hai să-l spălăm pe aici. Nu e prin exterior. Hai, mă, ce fel de geamul e ăsta, așa de pătat? Poate nu te-ți dai cu altceva. Da, dar n-avem altă cârpă. Asta e cârpa, nu? Poate doar dacă îl deschid. Nu, stai puțin. Așa. Așa, da. Eee, n-a vrut să se aplece. N-a vrut să se aplece. Ce șmecher e! Ia pe tab. Super, hai că ne descurcăm. Forță, și du-te în colișorul ăla mic. Aici fain că arată pe cam. Ia de colișorul ăsta mic, ia de pe tab. Hai să vedem. Doar petele. Așa multe. Da, unde fi? Doar astea de pe jos. Și atât, restul e mulțumit omul. Și după aceea să faci, ca să facem 3 stele, trebuie să vezi. Și îmi dă bănuți. Dar spete în salon, nu știu, nu l-ai găsit. Asta este că îți dă stele dacă faci tot, da, știi? Uite, eu am dat doar 2 stele. Aici aveți unde spetele. 5 pete mai sunt aici. Parcă pe aici nu le-am făcut chiar pe toate. Păi uite, acolo pat. Uite astea, chinețele astea. 3, a, terminăm pe chinețe. Așa. 3. Una, unde e asta, mă? Bă, frate, dar nu le văd. De-aia când faci ceva trebuie să faci super bine de la început, da, știi? Da, du-te. Poate aici unde e floarea asta, știi? Ia să mutăm. Nu e. Da, de unde știi? Du-te unde e canapeaua. La canapea? Dar merge continuu cărpa șterge. Mai de capul meu, unde o fi petele alea? Că vrem 3 stele. Da, mă, da. Dacă nu ne dă numai 2. Și poate nu ne dau nici toți banii. Păi nu, că și păstrează mulți bani. Nu știu, le spăl tot. Le spăl și în plus, numai nu găsesc petele alea. Eu cred că minte. Eu zic, gata! Sunt 3 stele. Scris, dar nu contează, avem 3 stele. Apasă pe tab. Finish job. Apasă pe tab. Nu da finish job. Păi dar de ce nu? Da, e o pată. Mai e o pată, lasă să le rămână. Să cazi la tun, ce faci? Aoleu. Hai să lăsăm mizerie că nu ne-am angajat pentru asta. Știi ceva, na. Lasă-mă gunoiul. Am vrut să-l pun înăuntru. Ia până coșul de gunoi sus, drept. Dar nu mă, că mi-e mai ușor așa, că după aceea trebuie să mă plec. Așa. Tricoșoat, oh my god. Ah, ce tare! Uite-te, quest. Acolo mi-a arătat ceva cu semnul întrebării, cu semnul exclamării. Uite, putem să le luăm pe astea și să le ducem aici. Vezi? Și îmi dă bănuți pentru fiecare gunoi. Ar fi șmecherie de fiecare dată când duci gunoiul să-ți dea un bănuț, nu? Da, mă, da. N-ai făcut un quest. Plecăm de aici? Da. Poți să shift, enter. Și ăsta. Asta shift și enter. Super tare. O să câștig 2000. Păi da, dacă avem aici bugetul de 6000. A, poți să-i... De ce? 2000? Nu, ăla e bugetul nostru. Gata, deja aveam 4000 la început, parcă, bă, sau nu știu. Shift enter. Hai să vedem, shift și enter. Ok, și plecăm de aici cu bani. Ce părere aveți, cocoleșilor, de House Flipper 2? E forță, ia să vedem aici ce mai urmează, ca să știu exact în ce mă bag, de accept. Uite, până la urmă avem 3 steluțe, ceea ce mă bucură. O podea din aia. A, ce fain se încarcă. Cu ruleta. Se încarcă cu ruleta. Ia vezi acolo dacă blochezi noi. E, și știi care faza? Asta este căsuța noastră. Noi pornim de la zero, mă, nu mai suntem bogătași și tot ce câștigăm va trebui să investim aici. Ia vezi dacă blocase noi. Nu, păi cum se apară? Du-te la magazin. La Houses aici? Da. Nu, nu, doar una. Am putea să dăm amul la casă noi, Cristina. Ce ziceți data viitoare? Să mai facem bani sau să ne renovăm casa? Că, de exemplu, tapetoala nu se poate. Eu zic să dăm aloc să vedem tot ce se poate aici, dacă se poate. Așa o să facem. Dați aici un like, forță. Și ne vedem data viitoare. Pa!